Eu, uite, un invitat în această seară este foarte pasionat de tehnologie, tot ce înseamnă marketing online. SEO, social media, LinkedIn, analiza competenței și web analytics. Despre SEO spune că înseamnă răbdare, organizare, perseverență și foarte multă muncă. Dorința lui este să schimbe modul în care se promovează afacerile online și petrece foarte mult timp dezvoltând și implementând strategii de SEO. Îl ascultăm ultima dată în această seară pe Daniel Dede de la CMO la Fajar Media. Deși tema este cu 20 de sfaturi, eu am ales să adaptez puțin. O să vă arăt astăzi 10 întrebări pe care să le puneți ca și SEO-ist în client, atunci când veți începe o colaborare, și 10 întrebări pe care să le pui un SEO-ist ca și client. Ok, una dintre cele mai importante întrebări pe care să întreb un SEO-ist sau pe o agenție este să știți de la început ce tehnologii sau ce platforme și ce tool-uri folosește. Pentru că suntem deja în 2015, foarte, foarte multe informații de analizat, foarte multă competiție, foarte multe date și trebuie să folosești tool-uri. Nu poți tu singur ca și SEO-ist, ca și human, să faci analiză pe foarte, foarte multe date. De exemplu, nu știu, poți să lucrezi în anumite nișe care competitorii dau 100.000 de lei. Ce faci atunci? Ei singur, le analizezi pe toate. Sau poți să ai un caz în care ai fost penalizat. Ai intrat cu XYZ, ai avut 1.000.000 de link-uri și trebuie să le scoți. Pe care le scoți? Analizezi singur 1.000.000 de link-uri? Nu poți. Ai nevoie de tool-uri pentru lucrul ăsta și de tehnologie. O altă întrebare foarte importantă, suntem în era Penguin, din 2012, de unde obții link-uri? Trebuie să știi de la început tu ca și client de unde respectivul care va lucra pentru tine, pentru business-ul tău, obține link-uri. Nu spune și Mercats, the objective is not to make your links appear natural, the objective is that your links are natural. Știm că e bine că e greu să faci și lucrul ăsta. Asta spune distințul inginer. Este nostru în viață. Deci de unde obții link-uri? Foarte, foarte important să știi exact care sunt locurile. Folosește PR, folosește tehnici vechite, directoare web sau, nu știu, blogging. Trebuie să știi foarte, foarte bine. Ok, o altă întrebare. Care sunt primele efecte de când încep să lucrez cu tine și la ce se mă aștept? Și în cât timp se văd? E o întrebare destul de grea asta, pe care o primim și noi foarte des, dar cunoscând piața, cunoscând nișa și făcând analize foarte, foarte in-depth asupra competiției tale, poți să-ți dai seama, să estimezi că, nu știu, în 2-3 luni, dacă faci niște lucruri sau obții niște strategii, poți să știi că ai niște creșteri. De exemplu, cum am avut un client în nișa de bijuterie, avea niște probleme foarte, foarte mari la conținutul de pe site. Toate produsele lui erau plecate prin JavaScript și Google ajungea la ele. Imediat după ce am rezolvat această problemă, s-au văzut creștere de trafic masive. Sunt și astfel de cazuri în care poți să dai niște predicții destul de ușor. Ok, o ok, sunt foarte mulți care se opresc doar la chestii basic legate de SEO. Și asta e o întrebare iar destul de importantă pe care poți să pui unui SEO-ist. Cât de departe vezi tu partea asta de SEO, pentru că, de exemplu, dacă ai un site micuț, partea de un page sau un site poți să faci relativ repede, 2 săptămâni maxim, indiferent de mărimea site. Ce faci apoi, te oprești? Sau vii cu alte idei? Vii cu idei noi de conținut, idei noi de secțiuni nou adăugate pe site? Sunt alte informații pe care le poți să folosi în viață? Dai drumul la un blog, îmi scrii conținut? Sau te oprești pur și simplu la câteva link-uri, o să fii pe flash și toate chestiile de zi de SEO, title, description și celelalte la data. Ok, știm cu toții că Google face foarte des update-uri la algoritm. Cum poți tu, ca și om de SEO, să fii la curent tot timpul și să ții pas cu motorul de codare? Dacă Google se schimbă tot timpul după cum bate vântul, ce faci? E oare destul de grea. Din punctul meu de vedere, SEO nu s-a schimbat foarte mult.
singurul lucru care se schimbă este algoritmul Google. Ideea este ca tu să nu te bazezi pe ce funcționează acum, să te gândești la business-ul clientului tău ca și cum ar fi business-ul tău și să te întrebi ce aș face eu acum ca să funcționeze și peste 10 ani. Ok, dacă vreau să pun un link astăzi, va fi bun link-ul ăla peste 10 ani? Adică pun link-ul ăla doar ca să pun sau îl pun ca să-mi aducă trafic, să-mi aducă, îl pun undeva unde chiar știu că respectivul link îmi va aduce click-uri și va aduce niște trafic de pe altă. Asta puteți face, să vă gândiți pe termen lung, întotdeauna. Și iar am o întrebare, cum identifici la uzele unei hiperanalizări? Cred că câți dintre vă face sau? Cea mai simplă tehnică este să corelezi scăderile de trafic în Google Analytics, din Analytics, cu datele care au fost update-urile de la Google. Asta este cel mai simplu pas prin care poți să dai seama dacă ai fost penalizat de un algoritm de la Google. De exemplu, dacă mâine va fi Penguin și tu ai scădere de trafic organic, strict organic, proști în ziua respectivă, poți să dai seama că ai fost penalizat de Penguin. Și apoi știi exact ce ai de făcut. Să-ți scoți link-uri. Ok. Partea de SEO include foarte multă optimizare și tehnică. Adică nu ține doar de conținut și de pus niște link-uri. Sunt anumite site-uri care pot fi foarte mari și pot avea probleme tehnice destul de grave. Cum a fost în campul nostru cu conținutul SEO prin JavaScript. Dacă tu nu știi cum poți să rezolvi problema respectivă, poți să ai niște rezultate, dar nu cele pe care le poți avea. Sau rezultatele pe care le așa de clientul tău. Partea tehnică include foarte multe, de la optimizări HTTP, structuri, optimizări de server și așa mai departe. Dar o să intrăm prea multe detalii. Ok. Îmi vei oferi transparență în tot ce faci? Adică eu voi ști exact tot ce se întâmplă cu business-ul meu, că eu îmi las business-ul meu în mâinile tale. Tu trebuie să-mi spui absolut tot ce faci. Cum vei face lucrul ăsta? Da sau nu? Este important să-mi trimiți raport și să văd exact unde mi-ai pus link-urile, unde apare trendul meu, ce tip de conținut ai pus, ce tonalitate are, cine îmi citește. Modificările site le faci tu, le fac eu, știu ce îmi faci, cum ajută asta, cum ajută cealaltă. Dacă fac asta, îmi dăunează, dacă nu fac asta, mă ajută sau nu. Transparența e foarte importantă. Ok, o altă întrebare. Ce se întâmplă atunci când termin contractul cu tine? De exemplu, noi oferim servicii de content marketing și toate drepturile pe care... toate drepturile sunt ale clientului nostru. Noi cerăm absolut tot. Drepturile rămân la tine. Toată munca noastră rămâne la tine. Inclusiv toată partea de optimizare și inclusiv un anumiți algoritmi mai avansați pentru SEO. Cei care lucrați cu clienții știți foarte bine că este important să discuți cu ei periodic și puteți să stabilizați începutul contractului o zi, o oră în care vă puteți auzi la un telefon. În general, apar destul de multe chestii mici de moment care necesită atenție și foarte posibil să fiți bombardați de telefon și de mail la un moment dat. Cred că mai bine ar fi să stabiliți încă de la început cum se va stabili comunicarea de voi. Și rapoarte. Am auzit cazuri în care clienții nu aveau rapoarte și nu știau ce s-a întâmplat la site-ul lor. Rapoartele ar trebui să fie trimise măcar un ar cel puțin un singur raport. Și bineînțeles, folosiți și partea de transparență pe business. Arătați exact ce ați făcut pentru clientul respectiv. Chiar de ce ai jucat pe tine? De ce ești mai bun ca celălalt? Ce te diferențiază? Care sunt calitățile tale? Și o întrebare amuzantă pe care am primit și noi la timpului. În câte pași vreau cum? De câte linguri am nevoie ca să-l bat pe X, pe Y? Îmi garantez că o să iau unul? Eu acolo vreau. Mă interesează un singur cuvânt, nu mai vreau așa.
vă propun. La ce să mă aștept? Dacă lucrez cu tine, ok, îți dau bani ăștia. De ce mai faci? Mă duci pe locul 1? Cum fac să crezi special? Ce trebuie să fac? Și ăsta e prețul final, mai negociem, mai negociem. Acum mai știți altele? Pentru că este oarecum destul de greu să dai niște predicții de drag, dar e foarte mult de nici. Poți să... Iar depinde foarte mult de competiție, funcție de competiție în principal, stabilește... Nici. Pune-mi tu întrebarea asta, bun. Cum fac să ajung în prima pagină în primul 10 minute? Mă gândesc cu mine și te ajut. Nu poți să-ți garantez o pun. În momentul în care am știut să spui întrebarea asta, ai răspuns. Cum ai putea să-l întrebi așa fel încât să nu spui pe nimic, să nu faci pe nimic pe el, că are niște așteptări în banii din slide 6. Da, răspuns. Nu se poate. Nu se poate. Se poate, orice se poate. Nu, mă refer la căutare organică, nu la adus. Da. Nu, mai. Unde? Nu, mai. Aici poți ajunge la un moment dat cu optimizarea, să presupune că faci toate, toate lucrurile basic, perfect, 100%, da? Ajunge într-un punct. În punctul ăla să ai totul lumea, mai greșit nivelul de ce faci. Atunci trebuie să vii cu așa ceva. Dacă nu vii cu așa ceva, te vei plafona acolo, chiar dacă vei mai multe limbi. Atâta timp cât sunt câteva mii de site-uri într-un anumit domeniu, care răspund la anumit cheuri de căutare, sunt doar 10 poziții. Da, e competiție întreagă. Miile de site-uri. Este competiție foarte mare, că e multă lume competitivă. Nu e imposibil. Nu, nimic nu e imposibil. Dacă pleci cu ideea că va fi imposibil să ajungi acolo în top, atunci nu o să mai începi business-ul tău. Te lași cu altul. Ca și cum tu ai vrea acum să fii numărul dintre primii 10 în România la scandal. Dacă mi-aș dori să fac lucrul ăsta și aș muci ca și să nu, poate că ajunge între primii 10. Dar să-i bați pe primii 10 în sensul să-i învânci? E pentru că vezi în urmă. Da, faci antrenament. Da, faci antrenament. Am vrut zile și ajungi. Iar Standenberg este un detaliu fizic, aici discutăm despre online. Nu, mă refer la orice competiție, ca să-i faci pe primii 10. În online inventezi. La nivel național. În online inventezi. Da, ideea nu este mereu să se bază pe locul 1. De exemplu, la cliente, că nișa de ITS, nu se bază niciodată pe Mac și pe Comac și cu ceilalți titani. Ideea este să ajungi acolo să faci un 100, cumva. Depinde foarte mult de nișă. Nu contează poziția și contează vânzări. Deci poți să fii pe locul 10, dar să nu fiți de căutare mecanică. Sunt niște lucruri foarte corelate. Deci dacă ai primit 10 și ceilalți comunitari, greșesc. Deci nu dai greșit la primitarea aceasta. Și ei fac greșit și scapă. Hai să continuăm cu prezentarea. Da, rămânem cu întrebările la tine. Și să continuăm întrebările la sfârșit. Da? Îți iei? La bine, nu? Ok, și 10 întrebări pus clienților. O problemă pe care am identificat-o noi la majoritatea clienților noștri este că nu au un plan pentru conținut și nu au surse de generare a conținutului. Și este foarte important să întrebați, ok, voi aveți site-ul ăsta, cum vă generați voi conținut? Aveți oameni care vă scriu, clienții voștri vă oferă ceva, un review, o poză, un video, cum vorbeați și mai departe. Și cine generează acest conținut, dacă este, dacă există generare de conținut. Și e foarte important, dacă ai conținut și nu știi ce să faci cu el, dai oarecum degeaba. Degeaba pui tu pe blog, dacă nu și promovezi cumva, un mediu social, de exemplu. Trebuie să ai și un plan pentru conținutul respectiv, că așa poți să generezi sute mii de articole, te pui pe site-ul tău și n-ajunge nimic. Ce faci, l-ai plătit degeaba? E ca și cum ar fi. Poate că stai și puțin la SEO. Dacă e scris, ok, și pentru un target anume și pentru niște proiecte.
Trăim într-un mediu foarte dinamic și oamenii nemulțumiți abia așteaptă să intre conform, să spună, mai m-am plătat de la ăla, nu mi-a plăcut, uite ce mi-a făcut, fiind un client poate din mine. E important ca tu să știi, să vezi și să monitorizezi tot timpul pe unde apare brandul tău. Și asta nu poți să faci manual, că n-ai cum, îți trebuie un tool pentru lucrul ăsta, ca să monitorizezi brandul tău. Imaginea brandului tău în piață, în online, este imaginea ta pe care trebuie să ții cu dinții. Dacă apare un lucru negativ, de exemplu, dacă pe căutarea brandului tău apare pe locul 2, nu cumpărați de la ăștia de sus, pentru că eu mi-am luat țeapă, cine o să mai dea pe acolo? Și apropo de asta, am văzut la un moment dat o meta-descriere, cred că servicii SEO, parcă. Erau niște săgețele în sus pe locul 2 și ce nu cumpărați de la primii, veniți la noi. Parcă-s bine să nu dai clipul primul, să duci la al doilea. Ok, foarte important. Există istoric la voi, la Tony Business Talk? Ai mai făcut SEO înainte? Sau ai mai folosit alte canale de promovare? Cu cine ai mai făcut? Ce ați făcut? Ce s-a întâmplat? Ce nu s-a întâmplat? De ce mai lucrați? De ce nu mai lucrați cu respectivii? Cum a decurs colaborarea? Și mai departe. E important să știi, mai ales atunci când ei lucrezi cu un client, să știi exact care este istoricul lor. Pentru că poți să lovești de niște lucruri destul de urâte, cum ar fi, nu știu, tu să lucrezi cu cineva și în perioada colaborării cu tine să fie penalizat site. Mamă, lucrat cu tine, ce mi-ai făcut? Tu ești de vină. Cu tine lucrezi acum. Și tu, dacă nu verifici istoricul, te zici, uite, ai problema asta, asta și asta, trebuie să o rezolvăm înainte să lucrăm, poți să ai tu de suferit. A pățit cineva lucrul ăsta? Mă bucur. Bun, nu sunt o persoană. Data viitoare nu se mai întâmplă, nu? Ok, care sunt canale care au avut cel mai bun ROI? De exemplu, tu dacă ai nu știu, un business micuț, poate pentru tine newsletter-ul nu este cea mai bună opțiune. Dacă ai un business de servicii, de exemplu, o companie de motori, nu o să te intereseze ție mail-uri. Omul să mută odată, dacă ai plăcut cu tine, să mă mai mută așa doar, cum te învăță pe care zi. În schimb, dacă ești într-o relație, că toți suntem acum în 14 martie și vrei să cumperi flori și ai cumpărat odată, probabil că e important să obții mail-ul respectivului și să mai vin și a doua oară. Sau servicii funerare. Da. Vrei să-ți faci mail-urile. Știm că este lansat pentru tine asta, dar să oferim o reducere. În schimb, poate merge SEO și pe click-ul, poate mire. Sau n-ai cum să te duci în social media să pui poze pe Pinterest. Realizări de tale. Nu. Ok. Care este audiența targetată? Nu poți să targetezi pe toți niciodată, n-ai cum. Tu poate ai un anumit tip de produs, de exemplu, în imobiliare, dacă dezvolți un proiect foarte nou și ai apartamente de 100.000 de euro, nu o să te adresezi celor care vor în unitarea rezidenție sau un sub în BC, unde își cumpără un apartament cu, nu știu, 34.000 de euro. Ai un public țintă anume, trebuie să știi foarte bine care e. Pentru că dacă nu știi, nu știi cum să te adresezi. Este obligator. Cred că am vorbit și mai ales despre lucrul ăsta la început. Dacă tu nu știi cu cine vorbești, o să vorbești în băt. Și iar, activați local sau național. S-a întâmplat să am de curând o întâlnire cu un magazin pentru de jucării și respectivul vrea să vândă doar în București, un anumit tip de produs, pentru un anumit segment doar. Asta își dorea. Sau, de exemplu, serviciile de catering. Dacă tu vrei să vinzi în tot București, poate nu faci față, că ai decât doi bucătari și respectivii bucătari nu pot face mâncare pentru, nu știu, 100.000 de oameni. Tu vrei doar sectorul 1 sau doar sectorul 2. Și tu, dacă te-ai pus și optimizați pe servicii de catering în România, cu servicii de catering în broad general, este foarte posibil să-i aduci atât de mulți clienți încât să nu facă față omul și să
chidă și întreabă, păi nu mai plăcat, nu mai vreau. Nu vreau să mă încălzesc oameni, eu vreau să fac micuț așa cum îmi place. Ok, întrebarea asta se aplică și la agenții și la tine. De ce clienții ar cumpăra de la tine? Ce are magazinul tău special? Ce are business-ul tău special? Trebuie să știi lucrul ăsta. Care este USP-ul tău, unicul serii propoziții? De ce oamenii cumpără de la tine? Pentru că poți să folosești de lucrurile astea în toate campaniile pe care le faci. Ce ai cu special, nu știu, livrezi azi, livrezi mâine, livrezi mai repede. Ai produse bune, ai produse foarte ieftine, foarte scumpe. Trebuie să știi exact lucrul ăsta. Care sunt resursele din compania ta de care eu ca agenție sau eu ca serviciu mă pot folosi? Ai departament de PR? Ai content writer? Ai oameni de vânzări cu care trebuie să vorbesc? Să-mi dai informații despre clienți? Poți da un programator cu care poți să lucrezi? Poți face o adresă de mail cu care să folosesc numele tău? Cât mai multe resurse, cu atât mai bine. Pentru că s-ar putea la un moment dat să ai nevoie de ceva anume și să implici alte costuri pentru clientul tău. Dar tu să nu știi că el are deja resursa respectivă pe care o poți folosi în cadrul companiei lui. Ce vrei tu ca și client să obții pe termen lung? Vrei să rămâi doar în sectorul 1 cu serviciul tău de catering sau vrei să ajungi tot București? De exemplu, dacă ai avea un client care are un restaurant, poți să-l întrebi. Cum te vezi tu peste 10 ani? Eu o să vreau să am un restaurant în tot București. Ok, hai să vedem nou. Sau eu nu vreau de restaurant, sau atât. Poți să declinezi pe lună și nu știu ce mai vrei nimic. Atunci mai gândi la scara mare, gândi la scara mică. Sau vrei să te extinzi, să livrezi în toată România? Sau nu știu, afară? Da, nu. Și care sunt așteptările? Ha, tu ca și client, ce vrei tu de la mine? Ce crezi că ai putea să-ți ofer? Sau la ce te aștepți tu să primești de la mine? Pentru că s-ar putea la un moment dat să auziți niște lucruri atât de imposibile, încât să nu poți să vrei să lucrezi cu respectivul client. De exemplu, dacă are, nu știu, iar un business mic, tot o companie de multă dau exemplul ăsta, eu vreau 1.000.000 de unici pe lună. Bun, poate căutările nișata sunt 3.000 luna. Am dat de seama. Trebuie să-i faci înțeleagă. Dacă înțelege bine, lucrezi cu dacă nu, așa mai departe. Pentru că nu poți să mergi cu viteza cât de pește dacă tu găsești într-o parte unde sunt pește. Și iar, te v-am tu pronunțată. Ai bani? Ai bani? Vrei să investești? Îmi plătești la timp? Și mai departe. Și ai Google Analytics din statisticile noastre. Am observat că 60% din site-urile din România, pe un studiu făcut pe 400.000 de domenii, nu au Google Analytics. Domenii active? Domenii active, da. Domenii.ro, active. Ce știi la ce anume? Cu un tool dezvoltat de noi, am parcurs tot pe românesc și am scris peste 400.000 de domenii.ro, care este active live. Studiul este publicat pe site-ul nostru și invers. Trebuie să vorbim și să spun. Mai faceți? Anual, da. Mai scoate. Dacă n-ai Google Analytics, n-ai pus să-ți sponsori. Nimic. O să dați informații legate de tag manager, dacă este în site respectiv sau dacă e pixel de retarget. Dacă ne faci o cerere specială pentru acest lucru, nu facem. Da. Faceți și lista de denumiri? Dacă nu. Dacă fiecare posting care are superiori inclus, are automat și softul de statistici, care au un stat. Deci nu-i chiar vital cu care am zis. Adică că oricum ai inclus în panoul de administrare al postului. Da, și cât știu să-l folosească? Cât știu să-l te-ai locuri? Cât știu atunci. Informații de... Aici îl asistem. Numele meu este Marian Manahin, sunt CEO Geo Media. Este adevărat că SiPanel și nu doar SiPanel, și Plesk
și multe alte softuri au softuri de analiză și de statistici pe care vă recomand în mod călduros să nu le folosiți niciodată. Motivul este următor. Acele softuri de statistici analizează hiturile care ajung pe serverul vostru, printre care inclusiv încărcările din Google Robots, da? Deci toate încărcările din Google Robots, toți buții care vă scanează site-ul, în acel soft de statistici vei găsi inclusiv crawler-ul de la Geo Media care îți analizează site-ul și nu cred că îți folosești absolut nimic această informație. Nu sunt diferențiate, dragii mei. Diferențierea se face... Da, roboții sunt cu altă culoare doar în cazul în care ei sunt detectați. Acesta este... aș avea... Aici pot să contrazic foarte ușor, iar metoda de contrazicere este foarte simplă. Există site-uri care listează toți roboții în funcțiune din piață. Numărul lor este cu siguranță mult mai mare decât ceea ce ai în statisticile de la Avestas. Dar cele care nu sunt... Ei sunt mult mai mulți. Pot să-ți dau exemplu, un număr mare de roboți existenți în piața din China, care scanează piața românească și pe care noi am întâlnit de nenumărate ori. Numărul roboților nedetectați este cu mult mai mare, pot să spun din stat și pot să dau și statistici pe tema asta, este cu mult mai mare decât numărul roboților detectați de către Avestas. Motivul pentru care se întâmplă asta este foarte simplu. În interiorul Avestas, definiția roboților este o definiție statică, da? Pe când numărul roboților din piață, da? E nelimitat, e la liber alegeri. Și Google Analytics deține acces la o bază de date cu toți roboții din lume sau cum diferențiază deosebit? Diferențierea este de natură tehnică, da? Și anume Google Analytics elimină... Lasă un pic să-ți răspund, să putem comunica. Google Analytics elimină, practic, mare parte din roboții existenți din piață, cred că 99,99% din ei, prin simplul fapt că roboții respectivi nu execută codul de JavaScript existent în pagină. Asta este metoda, este un element 100% tehnic prin care sunt eliminați acești roboți. Evident că noi avem un caz în momentul de față în piața din România și pe care îl veți observa și voi de roboți care afectează Google Analytics și veți vedea că există, dacă nu știu, o companie rusească care se folosește de acest lucru. Există mai multe protecții în cadrul Google Analytics. Ce pot să vă spun este că din punct de vedere al unui business online vă recomand să folosiți Google Analytics. Ascultându-l pe colegul și întrebările pe care le pune acesta, eu cred că m-am detectat în ce direcție vrea să meargă. De ce să folosesc Google Analytics? De ce să transmit informațiile mele și să-i le pun la dispoziție lui Google, da? În situația în care, practic, eu nu-i fac revise, cred că business-ului. Este o întrebare sau o temere, să spun, îndreptățită într-o oarecare măsură. Din nefericire, răspunsul la această temere este simplu. Pentru că este singurul tool atât de avansat din piață. Toate celelalte tool-uri sunt contra cost, pe când acest tool este gratuit. Eu nu știu ce vrei să zici. Asta una la mână. Când va mai apărea un alt tool gratuit, probabil că voi apărea din nou aici și vă voi spune folosiți-l pe acela, tocmai pentru a genera concurență. Nu e înțeles? Da. În altă ordine de idei, ăsta este motivul pentru care vorbim despre Google Analytics. Nu pot să spun că îmi place sau îmi displace acest element. Vă recomand să folosiți Google Analytics și să instalați Google Analytics pe site-urile voastre dintr-un singur motiv. Informațiile pe care le aveți la dispoziție ulterior instalării codului Google Analytics sunt foarte importante. Dăm voie să fim o completare în ajutor. Te ascult. Al doilea foarte important.
Lista avantajelor folosirii Google Analytics este foarte lungă. Remarketing, conectarea cu Google AdWords, conectarea cu Webmaster Tools, conectarea cu... Deci nu, cred că lista este incredibil de mare. Numai simplu fapt că, deci pentru mine ca și profesionist, simplu fapt că am acces la niște statistici ale unui site într-o formă complet automatizată folosind un API la dispoziție, da? Pentru mine este artificial. Adică eu pot să spun, ok, îmi vine un client cu un site, iar eu îi spun, dar eu nu o să stau să mă uit în acele dashboard-uri frumoase, colorate din Google Analytics, eu vreau să iau decizii în privința site-ului imediate, iar aceste decizii vreau să se bazeze pe traficul pe care l-am pe site respectiv. Cum fac asta? Prin Google Analytics și prin API-ul Google Analytics. Deci, și sunt multe alte motive pentru care vă recomand să folosiți Google Analytics din plin, din fericire sau nefericire, nu-i vreau să vă spun în ziua. Întrebare. Da, eu aș prefera să nu vorbesc despre not provider pentru că ar însemna să vorbim despre teoria conspirației. Din nefericire, not provider ăsta e, există acolo. Ce culori? Cum? Din punct de vedere tehnic, asta este imposibil. Ceea ce promite Omnicer, o să verific și eu, ceea ce promite Omnicer, probabil că scoate un număr relativ egal, dar în niciun caz nu are cum, din punct de vedere tehnic, să scoate toate keyword-urile, iar motivul este unul extrem de simplu. Motivul pentru care nu mai aveți keyword-urile în Google Analytics se datorează faptului că toate click-urile din Google Search trec printr-un gateway care practic rescrie referrer-ul astfel încât să nu puteți vedea keywords. Faptul prin care nu mai avem acel HTTP, HTTPS. Ce pot să-ți spun este că referrerul... Dacă suntem înlogați pe un canal de YouTube, avem pe Google, da? Statistici HTTPS. HTTPS. Da, HTTPS. E foarte important. Spune. Așa. Aveți dat de exemplu. Infundizați informațiile astea. Dacă cineva a căutat lingerie într-un pe Google, bine, utilizează un utilizator care a căutat un cuvânt cheie. Analiticul nu mai face lucrul ăsta. Deci, afirmația este parțial adevărată. Deci hai să luăm în urmă. Eu mă duc din Google, Google Account, da? Mă duc și caut ceva. Dă-mi un exemplu de keyword. Caut lingerie intimă, da? Voi vedea rezultatele pe lingerie intimă. Voi avea HTTPS sus, da? Voi avea HTTPS sus. Corect. Fac click pe unul din rezultate. Bun. În momentul în care am făcut click, deci nici nu discutăm de apă stați, da? Asta se întâmplă în zona pietrei. Fac click pe unul din rezultate, da? Și voi vedea HTTPS, da? Bun. Când fac click, te uita odată să vezi care e link-ul la care ajungi? Nu e niciodată site-ul tău. Nu este niciodată site-ul tău. Întotdeauna, da? Este... Dita mai, văd acolo o chestie foarte faină, da? Dita mai cârnatul, să folosesc un cuvânt mai amuzant așa, da? Care este de fapt un click gateway. De acolo ajung pe site-ul tău. Click gateway-ul ăla o să-mi rescrie referrul, iar tu n-ai să vezi nici nu aveți dat și nici în Google Analytics. Facem un test. Ok, dar n-ai să vezi referrul adevărat așa, nu-i keyword. Nu se vede, facem un test. Probabil am văzut. Ok. Probabil am văzut căutările făcute din alte modalități. Nu. Există, nu, eu știu exact unde vreau să merg. Există un număr de surse, să zic așa, în care acest salt, da, nu se mai face cum trebuie. Și într-adevăr, în alte stat, se vede o idee mai bine. Dar asta nu înseamnă că vezi 100%, nu înseamnă că vezi 90%, nu înseamnă că vezi 75%, nu înseamnă că vezi 25%, nu. Dacă în Google Analytics vezi 0,1, în alte stat vei vedea 0,2. That's it. Dar e posibil. Facem test.
Facem test că sună bine. Facem test. Marian, dar nu e posibil să fie ancora unui link? Nu. Toate click-urile trebuie prin click gateway. Testul a început, dacă nu înșel, în 2011-2012, ceva de gen. Testele au fost intermitente, da? Și s-a folosit click gateway o perioadă, după aia s-a scos, după aia s-a folosit, după aia s-a scos, după aia s-a folosit, după aia s-a scos, astfel încât i-au făcut un fel de șoarce și pisica să strângă informații și să vadă dacă sistemul stă în picioare. Sistemul stă în picioare, din momentul ăla au spus, ok, în momentul ăsta click gateway va fi folosit non-stop. Facem studiu de caz, că sună interesant. Și e posibil să fie search terms din urma structurilor? N-am înțeles întrebarea, nu. Adică am eu o opinie, e posibil să fie search terms-urile din urma structurilor. Se spune de adevăr, te arată. Search terms-urile sunt niște estimări, ele sunt vreo memoră. Să nu, nu, am testat nu știe să conecteze la search terms din urma structurilor și nu știe să conecteze la urma structurilor. Mai sunt chestii, cu analytics poți să vezi și faci analize comportamentală. Din nefericire, eu aș vrea să fac, dar din nefericire nu pot să. Ce mă interesează pe mine și am 100 de click-uri, dacă nu știu ce au făcut ăia pe site. Deci o să-mi zic că avestați, da, ai 200 de click-uri pe site. Da, eu pot să vă spun că tool-urile gen avestați și toate celelalte sunt total nefolositoare în situația actuală. Tu știi doar că ai niște click-uri, ai niște vizitatori, ai 100 de... Nu-ți spune nimic. Da, e așa. Mai avem o întrebare aici. Ați vorbit la un moment dat de monitorizarea brandului online. Ce tool-uri folosiți în România? Tool-uri românești nu prea sunt. Pot să dau o listă cu tool-uri din afară. Ca să folosești inclusiv în mediile sociale. Sunt o groază de tool-uri. UberView, cum nu trebuie să numesc. UberView. Este făcut de rom. Comparview? UberView. Dar Uber Vroom este românesc? A? A fost, întotdeauna. Pentru că dacă 60% folosesc Analytics, cât la nu sută folosesc, nu folosesc sau mă rog, cât la sută au site-urile, cât la sută din business-urile românești au site-urile făcute pe platforme free, gen WordPress, gen orice altceva. Și mă interesează în zona de media, mai mult. În zona media nu am informații astea momentan. Pot să spun doar că se folosește foarte mult în zona de e-commerce. Deci în top 10 platforme sunt două plugin-uri de e-commerce care se folosesc foarte mult în România. WooCommerce și de pe Cart, parcă. Sunt în topurile noastre, făcut pe aproape 18.000 de magazine online, pe locurile 6 și 7. Întrebarea scurtă. Întrebarea scurtă. Care este impactul prezenței social media asupra rezultatelor în SEO? Asupra rezultatelor în controlul de căutare? Din studiul făcut de SEO Moz pe 2014, cred, undeva la 15-10% au informații. Nu pot să ți le confirm sau să ți le afirm. E impropriu spus, afectează, ajută. Ajută, nu afectează. Afectează este negativ. Da, ajută, bineînțeles. Poate să ajute și inclusiv indirect. De exemplu, dacă cineva te vede într-un mediu social... Nu, nu e direct. Explica pe la poziție. Google Plus ajută ceva. Plus 1. Serviciul Google? Da. Sunt chiar și un studiu de caz la un dat, au generat niște Plus 1 și au crescut foarte mult pozițiile în direct în search, doar de la Plus 1. Deci să țin cu dinții. Da, dacă ai activitate și faci Google Plus, obține plusuri. Și în același registru, cum afectează link-urile de la afiliați? Cele la două parale. Dacă afiliații folosesc cuvinte cheie total... Aici e cel mai bun sfat pe care poți să ți-l dau. Ține foarte mult de numele mari. De exemplu, dacă ai un site foarte mare cu sute de mii de link-uri din afiliere, poate să te afecteze. Cel mai bun sfat pe care poți să-l dai este să le pui nofollow pe toate. Vorbește cu toți afiliații de să-l tragă pe nofollow. Poți să le treci pentru subdomeniul la care se dea disallow pe Google, să nu-ți intre prin link-urile respective. Și inclusiv să fie nou index subdomeniul respectiv prin care se trec din afiliere. Ele vin din două parale.
Dacă sunt foarte multe, te pot afecta. Cel mai bun sfat este să le elimini cât de mult. Adică să nu vină direct pe site-ul, ori să fie mobile, ori să aibă disallow, ori să-ți treacă prin gateway, ori prin JavaScript, faci orice cu el ca să nu-ți vină neapărat mod direct. Într-adevăr, poate că trimite ele ceva jos acolo, ceva pe ecran, dar dacă ai volume mari și restul link-urilor tale nu sunt foarte ok, este posibil să fii luat cumva la ochi și să te afecteze. Ok, mai ascultăm două întrebări. Iau telefonul, fac un video de produs, unde să-l pun? YouTube? Video de YouTube sau video de Facebook? Amen. Pentru Facebook. Ce vrei să faci video respectiv? Filmez un produs. Și ce vrei să faci eu? Să-l vând. Să vinzi video? Nu, să vând produsul. Okay. Video descrie produsul și descrie cu tot unpacking. O să pui pe YouTube, clar. De ce? Pentru că serviciul YouTube este serviciul Google, dacă pui pe site-ul tău, o să te ajute destul de mult și la partea de SEO. Super. Deci tu, plus că poți să pui schema ori pe video și să generezi snippet-uri îmbogățite în Google Search. Deci YouTube direct. Dacă vrei să-ți îmbunătățești pagina de produs. Ultima întrebare și ești sigur o schema de video. Ce platforme de e-commerce crezi că sunt cele mai potrivite din punct de vedere SEO ca să indexeze site pentru un site nou, să zicem? Va fi WooCommerce, PrestaShop, OpenCart sau Magento? Care și este? Știi că nu pot să dau un răspuns foarte clar la întrebarea asta pentru că ține foarte mult de ce vrei tu să faci. Să dea Marian, care chiar o studiu de caz la un magazin. Da, avem studiu de caz la un magazin cu câteva sute de mii de produse. În primul rând, prima întrebare este care e numărul de produs? Deci, câte produse vorbim? Dacă vorbim sub 100 de produse, pot să spun că WordPress. Deși puțină lumea știe că WordPress poate fi folosit în zona e-commerce. Noi, cel puțin, am descoperit asta după ce am scanat piața din România. Dacă vrei să știi care sunt cele mai folosite platforme din România, poți să vezi infograficul. Infograficul scos de Geo Media în urma scanării întregii piețe din România. Dacă vrei să vezi care este platforma care are cele mai multe detalii din punct de vedere SEO, da? Poți să-ți recomand PrestaShop sau Magento. Și asta datorită faptului că PrestaShop are o comunitate destul de puternică în zona SEO și are suficient de multe plugin-uri, iar în cazul Magento e la fel de valabil, dar resursele care vei avea nevoie în cazul Magento sunt mai mari. Deci între Magento și PrestaShop, poți să mergi pe PrestaShop ca PrestaShop în funcție de numărul de produse. PrestaShop stă bine pentru maxim 10.000 de produse. Peste 10.000 de produse ai nevoie să faci destul de multe modificări în interiorul platformei. Magento stă bine pentru cifre mai mari, dar ai nevoie de hardware bun start. Adică hardware mult mai puternic din start pentru 100 de produse. Magento clar ai nevoie de hardware mai bun decât în cazul PrestaShop. Motivele sunt de ordin tehnic. În cadrul PrestaShop, selecturile care treacă către baza de date sunt foarte complicate, da? Foarte lungi, foarte mari, sunt multe join-uri acolo și așa mai departe, dar el dă rezultate foarte rapid, să zic, pentru număr mic de produse. Moare, în schimb, la număr mare de produse din testele noastre. În cazul Magento, hardware de care ai nevoie ceva mai, trebuie să fie ceva mai solid, dar ține fără începând nici la 100 și la 100 de mii. Nu ai nicio problemă. Noi avem un studiu de caz pentru, cred, poate, produse? Nu știu. 120.000 de produse? Da. Și stăm în picioare fără probleme. Pentru 1.000 de produse, PrestaShop. PrestaShop. Pentru 100 de produse, WordPress. Îți recomand foarte călduros WordPress. Nu, dar știu că poate... Deci pentru... WordPress la 1.000 de produse deja începe să... Da, nu. PrestaShop s-a ajut. Poți să mai pun o întrebare? Da. De exemplu, pentru un site la care s-a făcut, un site nou la care s-a făcut anumite greșeli de URL-uri, s-a indexat o parte din ele, după aia le-am schimbat, e compromis oarecum domeniul, ar fi mai indicat să mut site-ul, mai ales și pe Magento, să mut pe PrestaShop, pe un alt domeniu nou, doar că
descriere produselor, nu știu, să nu reacă după ei cont. Nu, păstrează domeniul, e normal să faci greșeli, că toți facem greșeli, până aici unii la site-ul respectiv. Nu te afectează cu absolut nimic. Atâta timp cât îți muți URL-ul dintr-un loc în celălalt, dar să folosești doar o dată, o singură dată trebuie să o nu știu, nu de-a multe ori, ca să nu treci pe mai multe loop-uri, poți să ți le rezolvi foarte ușor. Se indexează imediat. Dacă îl ajut puțin câteva link-uri și cu sitemap și cu o structură foarte bună internă, începe să indexeze mai bine. Poți să ți le rezolvi foarte repede. Nu e o copă de țară, e normal să faci greșit prin așa. Mai cum te afectează. Pe WordPress, un site de content, used content ok, ce recomandări ai ca să aibă trafic bun, adică să crească în trafic și până unde poate să crească în trafic pe WordPress și pe urmă trebuie schimbat pe altă platformă. Un site de media, de architecture design. Scuze, poți să clarifici un pic când vorbiți de WordPress, telefon la platforma WordPress? Sau te raportezăm la WordPress ca și soluție? Care WordPress ca CMS. Cred că merg ca spunea la un moment dat că dacă Google ar fi bărbat, WordPress ar fi femeie. Ok. Sfatul meu este să mergi în continuare pe WordPress, este cea mai tare platformă, se indexează extraordinar de repede și plugin-ul pe care l-ai menționat este foarte bun, trebuie să faci câteva mici configurări și atât. Ideea e că dacă e site de conținut, trebuie să generezi conținut, adică să scrii la greu. Sunt fericitul proprietar un magazin online construit pe platforma OpenCard. Mulțumesc. Este cea mai curățită platformă din Sublimus. Și întrebarea mea, am în jur de 2000 de produse, dar timp către 5000. Mă sfătuiți să migrez către altă platformă sau? Ție ți îndeplinești platforma toate dorințele tale? Momentan, da. Atunci nu am zis nicio schimbare când aveam între 10 produse și 2000. Nu văd niciun motiv să treci pe altă platformă. Ok, și ca optimizare dedicată pentru OpenCard? Sunt sigur că există plugin-uri care îți rezolvă anumite probleme. Nu am nevoie să știu ce probleme SEO are să ai tot ca să poți să dau niște recomandări. Dar, la fel ca și comunitatea Magento și PrestaShop, sigur sunt anumite plugin-uri, sau module contra-cost, care îți pot rezolva anumite probleme. Contează foarte mult de ce ai cu nevoie. Adică nu este în sine o platformă bună sau rea. Trebuie să-ți îndeplinească fix nevoile tale. O să dau din nou informațiile din studiul nostru, din piață. OpenCard, PrestaShop și Magento. Plus că sunt variante free. Adică... Sunt platforme, măpăsuri și de asta sunt la 700.